Sediul de la Palas al Primăriei Craiova a fost vizitat astăzi de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Viceprimarul Mihail Genoiu a declarat că a fost o percheziție la primărie în urma unei sesizări mai vechi. A fost o vizită a unor domni de la Direcția Națională Anticorupție care au venit cu un mandat de percheziții. Nu a fost nevoie de percheziții deoarece dumnealor au solicitat documente care li s-au pus la dispoziție legate de contractul pentru locurile de joacă. Nu pot să spun mai multe. Cei de la DNA au venit în urma unor sesizări mai vechi. Sunt documente care s-au cerut în spatele altor documente cerute în trecut, a precizat viceprimarul Mihail Genoiu fără a face mai multe declarații. Oamenii legii au ridicat două calculatoare potrivit unor surse judiciare. Primarul Craiovelia, Olguța Vasilescu, care se află în Marea Britanie, a declarat pentru Gazeta de Sud că nu știe despre ce este vorba. Nu știu, cereri de documente se fac săptămânal. Ei își fac datoria și cercetează plângerile făcute inclusiv de ziariști, a spus primarul. Surse judiciare susțin că dosarul face parte din seria de lucrări solicitate de DNA, structura centrală.